Ce ai primit tu din toate aceste experiențe, adică ca și organizator și ca și din partea, să zic, cititorilor și cărții? Păi, în primul rând, pentru mine s-a organizat atâtea lecțiile pe care le-am primit, a fost o experiență de învățare, că de la primul și până la prima ieție și până acum, fiecare dată încerc să învăț, să aduc ceva nou, să fie original. Și mi-am dezvoltat eu abilități de coordonare. Și apoi când își încep biblioteca vie, mai zic că sunt foarte stresată înainte. Și așa că dacă vin cititorii, dacă nu vin, ce să se întâmple cu cărțile, o să vină toate cărțile, o să am cărți, dar să fie cărți mai noi sau ceva ce n-a fost până atunci. Și după aia când începe, în prima jumătate de oră sunt așa foarte stresată să văd că am făcut pe aici, pe aia mă relaxez foarte tare. Și mă dau așa puțin spate și mă uit la ce se întâmplă. Și văd bibliotecarii că sunt mulțumiți, văd că sunt foarte mulți cititori care sunt entuziasmați și vor să citească cărțile care sunt. Și pe mine asta mă liniștește foarte mult. Și mă gândesc că da, abia aștept să vină, să mă bucur cât mai mult de ediția aia și că abia aștept să vină. Și de fiecare dată când termină ediția, mă gândesc că ok, cum o să fie cealaltă. Și asta este ce primesc eu și de asta aș putea să fac biblioteca într-una.